Te rugăm să las loc, putem să începem. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum jährlichen Treffen der Deutschen aus dem Kreis Bacău. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la întâlnirea anuală a germanilor din județul Bacău. Wir begrüßen den Vorsitzenden des Zentrums von Bacău, Herrn Mihai Todașca, und die Vertreter der anderen Filialen aus dem Kreis Bacău, und zwar die Filiale Buhuș, Herrn Vorsitzenden Alfred Geib, die Filiale Onești, Herrn Vorsitzenden Günter Buchholzer, und die Filiale Binești, der Vorsitzende ist leider krank, aber die Delegation des Forums ist hier. Salutăm, primul rând, pe președintele Forumului Județean Bacău, domnul Mihai Todașca, și pe președinții și delegațiile celorlalte filiale din Județul Bacău, filiala din Buhuș cu președintele său Alfred Gaib, filiala din Onești cu președintele Günter Buchholzer și filiala din Moinești. Domnul președinte Briț este bolnav, n-a putut să vină, dar delegația este aici. Ebenfalls ist hier mit uns die Delegation des Forums Piatra Neamț mit zwei Kulturgruppen, ja, die Musikgruppe Edelweiß in der Ecke und der Kinderchor Harmonie dort. Salutăm delegația Forumului Piatra Neamț și președintele Dan Maxnal cu cele două formații artistice prezente aici, grupul muzical Edelweiß și corul de copii Harmonie. Und natürlich, nicht zuletzt, das war absichtlich so, als eine gedacht, Technik macht uns Probleme, ja. Wir begrüßen den Regionalvorsitzenden Dr. Klaus Fabricius hier mit uns. Salutăm pe președintele Forumului Democrat al Germanilor în regiunea extracarpatică. Dacă o surpriză aici cu noi, cu Dr. Klaus Fabricius, o să urmărim și prezentarea expoziției sale de fotografie imediat. Und sicher, ich begrüße Sie alle und ich freue mich, dass ich Sie immer wieder treffe, dass so viele von Ihnen immer bei den Veranstaltungen des Forums Bacău dabei sind. Și sigur, vă salut pe toți și mă bucur să ne întâlnim din nou ca în fiecare an. De asemenea, mă bucur că sunteți în prezenți în număr atât de mare, de fiecare dată, la acțiunile culturale deosebite ale Forumului Bacău. Jetzt möchte ich zuerst den Vorsitzenden des Forums Bacău bitten, uns einige Worte zu sagen. Rugăm pe președintele Forumului Bacău să ne spună câteva cuvinte. Guten Tag! Vielen Dank für die Anwesenheit, den Gäste von nah und ferne, unsere Freunde aus Piatra Neamț. Ich möchte Ihnen sagen, bei der Gründung des Forums Bacău waren auch Mitglieder von Piatra Neamț eingeschrieben und nachdem haben sie ihr eigenes Forum organisiert. Vreau să vă spun că alături de noi la sărbătoarea întâlnirea din județul Bacău a forumurilor locale participă și colegii noștri de la Piatra Neamț, pentru că la înființarea forumului în județul Bacău, Piatra Neamț a fost înscriși membrii care au existat atunci, s-au înscris la Bacău. După aceea, după organizarea forumului din Piatra Neamț, s-au separat. Asta a fost ca informație. Noch einmal vielen Dank und ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung hier in Bacău. Mulțumesc și vă dorim o distracție plăcută aici la Bacău și de asemenea membrilor forumului care au răspuns în număr foarte mare la această invitație. Die meisten von Ihnen kennen natürlich unseren Regionalvorsitzenden, ja, Herr Dr. Klaus Fabricius. Seit Jahren begleitet er uns und ist unser Leader sozusagen. Ja. Und
Natürlich, wir haben immer und ständig seine Unterstützung mit uns. Aber ich weiß nicht, wie viele von Ihnen wissen, dass er auch ein leidenschaftlicher und sehr begabter Fotograf ist. Da cei mai mulți îl cunoașteți pe președintele regional, pe domnul Dr. Claus Fabricius, știți cât ne sprijină, cât ne ajută întotdeauna, dar nu știu câți dintre noastre știți că este și un fotograf pasionat și foarte talentat. Und das bezeugen die zahlreichen Fotoausstellungen in Rumänien und im Ausland. Acest lucru este demonstrat de numeroasele sale expoziții de fotografie din țară și din străinătate. Heute, hier, haben wir auch eine Ausstellung von Dr. Claus Fabricius mit dem ganz schönen Namen Verlobung Bayerns. Astăzi avem o expoziție a dânsului aici de față cu o frumosul nume Farmecul Bavarii. Sicher, jetzt soll der Autor kommen, bitte, Dr. Fabricius, und uns über seine Ausstellung etwas erzählen. Rugăm pe autor, Dr. Fabricius, să ne spună despre expoziția sa.